Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine v-am găsit! Pentru început vorbim despre un eveniment la care ai participat tu, urmând să vorbim despre un eveniment la care am participat eu. Da, deci n-am fost la niciun eveniment împreună. Am fost separat. Da, și le discutăm împreună. Da, ne-am împrăștiat așa. Da, am fost astăzi la universitate, unde a avut loc predarea mandatului. Domnul Popa nu mai este rector, a fost 12 ani, perioada în care a fost și ministru al educației pentru câteva luni. Domnul Dimian este nou rector. A fost așa, cu un pic de emoție, mă așteptam sala să fie mai vibrantă, sau cum să zic, mai vie. Au fost niște aplauze cam molicele, așa. La câteva persoane au fost aplauze mai puternice, dar cred că în două, trei cazuri s-a întâmplat lucrul acesta. Bine, și domnul Popa, el cum e mai așezat așa și cu vocea destul de scăzută, știi, nu te îmbia ca să aplauzi mai tare. Era dacă ar fi fost în mediul academic. Dacă ar fi fost să tune vocea lui în boxele din auditoriumul Iosef Schmidt, ar fi fost altceva. Dar mi-a plăcut la domnul Popa pentru că a adresat o serie de mulțumiri. Odată a fost la Angro și pe urmă în detalii, adică a avut câteva persoane pe care a ținut neapărat să le nominalizeze, cu care a lucrat mai apropiat. Și e normal în 12 ani de zile, e normal că ai avut niște persoane, pentru că de unul singur nu poți să fii rector la Dittmeier Universitatea, care are acum 10.000 de studenți, 400 și ceva de profesori, 400 și ceva de profesori asociați și personal nedidactic. Deci e un mastodont. Astăzi m-am pierdut pe acolo, că construit, atâtea, n-au mai fost de mult. Și s-a dezvoltat foarte mult. Bun, domnul Popa a trecut în revistă o serie de lucruri care s-au făcut, cât era domnia sa cât a fost rector. A pus accent pe faptul că, din punct de vedere financiar, bun, am spus asta, că a crescut numărul de studenți, numărul de specializări a crescut, a pus accent pe faptul că s-a pornit din sărăcie. Era o perioadă în care era subfinanțată universitatea, știi că a fost și problema aia cu Daniel Funeriu când era ministru, și acum, din punct de vedere financiar, universitatea stă foarte bine. Și a zis proiectele care sunt în derulare și l-a numit pe domnul Dimian prietenul său. El a fost prorector, domnul Dimian, până acum. Înțeleg că ieri domnul... Și pe domnul Graur, mentorul Și pe domnul Graur, mentor și al lui și al domnului Dimian. Și mi-a plăcut că a adus discuția, l-a pomenit și pe Manuel Diaconescu, cel care a fost primul rector al universității. Astăzi s-au împlinit 34 de ani de când Institutul de Învățământ Superior de la Suceava a fost transformat în universitate. Practic este ziua universității. Da, ziua universității, și de aia domnul Dimian are numirea începând de ieri, că doamna ministru Deca a semnat ordinul ăsta începând cu data de ieri. Deci a fost o chestie așa așezată, s-a zis, mă așteptam să fie un pic nivelul de zgomot mai ridicat, să spun dar a așa. Fost cu emoții totuși. Da, a fost cu emoții și la domnul Popa a fost cu emoții, dar el având practica asta și de 12 ani de zile tot umblând colo și colo datorită funcției sale, domnul Dimian este mai mult cu cercetarea. Bun, și domnul Dimian a avut ieșiri publice, nu spun asta. Dar după 12 ani de mandat, astfel ești pregătit, pe când cred că emoția este mai puternică atunci când preiei un mandat decât atunci când ieși dintr-o funcție. Și e și un nivel de așteptare foarte ridicat. Da, bine, dar și l-a ridicat domnul Dimian. El și-a pus acolo niște obiective foarte îndrăznețe. A vorbit și despre asta domnul Popa, a zis că planul managerial al domnului Dimian este unul curajos, sau nu știu cum, îndrăznesc, ceva de genul ăsta, dar a spus că domnul Dimian este rectorul care poate să îl pună în aplicare. Mare lucru, adică nu s-a schimbat în afară de rector, domnul Dimian merge în continuare cu prorectorii pe care a avut domnul Popa, a mai intrat cineva în locul lui, că el s-a dus din prorector în și rector. Și mai sunt prorectori la unele facultăți care nu pot, nu doresc să ies la pensie. Nu pot. Decani. Decani. Nu, ce tu ai zis prorector. Da, nu, decan. Eu zic de prorector, așa. Da, n-a stat până la sfârșit, nu aveam timp, s-a alungit un pic, dar a fost normal. Cu rândul meu. Așa ce e? Vrei să știi? Da, așa ai mers îmbrăcată ieri la cuconadă sau cum?
Cum se... Dar cum se zic asta? Că ați fost mai doamne în sală, nu? Nu. Și domnișoare. Nici măcar asta nu e adevărat. Dar ce au fost și au fost și domni cetățeni? Care au susținut și momente artistice și momente... Dar ce v-au cântat în strună? Sau ce v-au și cântat? Asta, categoric. Și cred că era acolo o laudă, nu? Nu? V-ați lăudat? Sorin a fost cu totul diferit decât au fost edițiile anterioare. Nu au fost premiate categorii, cum au fost în anii trecuți, nominalizate persoane pentru categorii și să primească premii și laude la scenă deschisă, nu. Din afara cercului, deși reprezintă organizatorii, a vorbit doar primarul Ion Lungu, iar dintre invitați doar maica Gabriela Platon de la Mănăstirea Voroneț. În rest, momentul central al evenimentului a fost cel în care fiecare dintre actorii teatrului și-a însoțit propria mamă pe scenă. Sincer, nu știam cum va arăta momentul acesta. Aveam un nivel destul de modest de așteptare, dar mie mi-a depășit așteptările. A fost extrem de emoționant ce s-a întâmplat acolo. Actorii care sunt obișnuiți să joace roluri, de data asta au fost nevoiți să joace propriul rol, lucru care i-a emoționat pe ei foarte mult, pe mamele lor foarte mult. Și tu spuneai că la universitate n-a fost cu mare emoție sau cu vibrații foarte... Aici a fost cu lacrimi de emoții, de bucurie. Nici așa nu vreau să fie, îți dai seama că nu era chiar moment. Chiar a fost foarte emoționant. Dar tu ai fost una dintre... prezentatoare. Păi prezint alături de Angela Zarojanu evenimentul acesta de 13 ani. Păi da, și tu n-ai venit cu mama ta? Te-a lăsat singură? Ba da, dar pe noi nu ne-a lăsat cu mamele pe scenă. A, nu v-a lăsat? Glumesc, nu așa era... Nu, dar te-a lăsat mama ta să prezinti, știa unde mergi? Da, era și invitat, a fost și în sală. A fost de acord, nu? Că nu e bine să lași copiii așa că peste tot, trebuie să ai grijă de ei. Chiar și la o anumită vârstă. Unde mergi? Știi, la femeie de succes. Ia stai tu acasă și pune mâna pe o carte, nu mai umbla... Dar mama mea știe că pun și mâna pe carte. Și am și note bune la școală, Sorin. Dar știu că ai numai 10, nu? Mediile, nu toate notele sunt de 10, dar mediile sunt de 10. Deci, ți-ai zis, dacă vrei să prezinți femei de succes... Foarte posibil să se fie numai 10. Așa. Când auzi că am luat un 9-30, dar de ce numai atât? Da, vezi că nu mai pup nicio femeie de succes. Da. S-ar putea să fie... La noi e altfel decât la domnul Goe, știi? Da, câte ne-ai văzut. A fost foarte emoționant, vibrant și au fost foarte multe aplauze. La scenă deschisă chiar pentru orchestra condusă de domnul Ianoș, care a, nu pot zic că a încropit, pentru că a ieșit ceva foarte bun, o orchestră simfonică din elevi, unii chiar foarte mici, de clasa 5, elevi actuale, absolvenți de Colegiul Ciprian Porumbescu și din partea Case de Cultura Studenților. Aplauzele au venit pentru prestația lor artistică, dar și pentru de Casa de Cultura vestea dată de primarul Ion Lungu. Nu, zicea domnul Popa astăzi că e în plan. N-am reținut chiar tot ce a zis acolo, dar spunea că este singura Casa Studenților aflată în subordinea unei universități, asta de la Suceava, și că în sfârșit va avea un sediu, adică ea există casa asta, dar nu are sediu, adică nu are o sală de spectacol, o casă. Și a arătat acolo, era proiectat pe un ecran, vorbind despre campusul ăsta de la Moara, ăsta căminul e aproape ridicat până la ultimul etaj, cu 824 de locuri de la Moara. Și tot acolo va fi și asta pentru învățământ dual, două clădiri, de fapt a spus că vor fi trei, și se face și o casă a studenților. De cultura studenților. Frumos desen. Frumos desen, da. S-ar putea să fie și realizabil, Sorin. Da, nu știu dacă ai trecut prin zona respectivă de curând. Dar știu că s-a lucrat puternic. Se lucrează intensiv, în continuu. Cine vrea să urmărească cele mai, să zic, emoționante sau importante momente din ceea ce s-a petrecut la Femei de Succes, ediția 13 pe 6 martie la Suceava, Teatrul Matei Vișniec, în ediția specială din această săptămână, premiera joi la ora 20. Și bărbați de succes când faceți sau nu voi? Trebuie bărbații să-l facă. Ocupați-vă, Sorin. Da, eu am făcut azi materie, stăteam așa și mă gândeam. Acum, azi e 7 martie, veneam, e full aici la Flori, pe Mihai Viteazul aici, la Florării, asta în aer liber.
aglomerație și mâine pe 8 martie să vezi femeia mamă, femeia soție, femeia fică, femeia iubită, din asta texte, toți așa. Sirop. Sirop mult. Și asta pe 8 martie. Și a zis așa. Și pe 9 martie, deci 40 pe 8, de pahare. Nu, pe 8 martie, femeia pe piedestal cu flori, cu pupături de mâini, doamnă, domnișoară, și pe 9 iunie la alegeri, femeia în spatele bărbatului. Adică tot bărbații vor fi pe liste. Înțelegi ce spun? Și nu neapărat te cred, pentru că am zis că PSD și PNL caută o femeie aceeași să deschidă lista la comună, la europarlamentare. Da, mă, dar cu o femeie faci primăvară, cu o floare faci o femeie pentru două partide, nu? Așa, și tot acum pe o martie e delir. Sirop, sirop, mult sirop. Și tu pe 9 iunie când e de făcut, când e treabă, când e de împărțit funcțiile, care vin la pachet cu cașcaval, Vasile acolo, Gheorghe acolo, Ilie acolo, Marian acolo, Denis, Marius acolo. Da, Maria? Maria a primit flori de 8 martie. Eu aș vrea să te mai întreb așa pe finalul discuției noastre, Sorin, dacă așa, tu când vei intra tu în istorie, va decide cineva când va face o ciocolată, Sorin Avram? Da. Cu ce aromă ai vrea tu să fie? Cu aromă de... Cu aroma copilăriei tale? Cu ce ai vrea să fie? Zice asta cu muzeul că e cu aromă de portocale. Păi stai, mă, dar tu ai copilării la Putna. Voi la Putna n-aveți livezi de portocale? Cel mult coajă de portocal, dar în preajma sărbătorilor de iarnă pusă pe sobă. Ce fructe aveți acolo la Putna? N-aveți portocali, kiwi, banane? N-aveți la Putna așa ceva? Smochine? Ce animale sunt? Ce crește lumea? Girafe la Putna? Elefanți, girafe. Da, dar cu ce vrei să facă? Cu zmeură? Cu zmeură. Cu zmeură, dar aveți zmeură la Putna? Da, afine. Afine? Cu hribi puteți să o facă, uite. Da, sau cu urzici, cum am spus eu, nu? Ce, sunt urzici acum la Putna? Da? Cu urzici, cu... Numai cu brândușe, nu? Care sunt toxice. Sunt toxice brândușele? Da. Dar cu aromă de toporaș? Și viorele. Și viorele și ghiocei. Ba, da, bine că a făcut-o. Sună așa, știi, la Ștefan cel Mare cu portocale, dar... Ciocolată neagră? Așa. Asta neagră, da. Cu aromă de portocală. Când se înfuria Ștefan cel Mare... Era negru de furie. Era negru de supărare. Și venea măria ta, stați ușor, calmați-vă, am făcut un lichior de portocale, te lingi pe degete de la el. Azi nu o beau, beau mai vin. Dau dulceață de portocale, nu vezi? De la portocale noștri din curtea mănăstirii. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.